Salutare tuturor și bine v-am găsit la Ochii Filmează, la un nou episod după o foarte lungă pauză de aproape 3 săptămâni. În primul rând, de ce n-am postat? Băi, fraților, n-am avut niciun fel de chef, deci nu știu cum să vă spun, am avut o lene în mine, o lene foarte... Da, nu te rog, nu intra, te rog, nu intra. Ok, la fix am pornit. Wow, avem lag, da. Se vede că n-am mai umblat nimeni la mai laptope. Bun. Ideea e că laptopul meu n-a mai fost deschis de ceva timp. Și de când îl deschideam, era doar pentru am uitat la un serial. Și doar atât. Adică, da, n-am mai deschis deloc laptopul și de aia se mișcă așa. Dar nu-i bai. Nu mai e niciun gest pe aici. Păcat, trist. O, da, eu nu pot să joc așa, frate. Hai să facem una, uite așa. Bine, și totuși văd că am lag. Da, nu am ce să spun despre acest laptop. Nu o să mai ducă nici el foarte mult jocurile, pentru că deja vedeți și voi că s-a cam dus din el. Ideea e următoarea. Țin să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru cei 100 de abonați. Recunosc că am făcut cam greu. N-am făcut niciun episod special pentru cei 100 de abonați. Și nici nu cred că o să fac, pentru că a durat ceva să-i fac. Și bă, du-te, bă, 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 bă. Ok, l-am bătut și pe ăla. A durat ceva să-i fac și nu cred că cum să zic, ar fi ceva wow dacă aș face 100 de abonați. Adică plus că i-am făcut de foarte mult timp cei 100 de abonați. Și nu cred că pe nimeni, nu cred că ar mai fi cineva interesat de videoclipul meu. În fine. Hai să-l batem și pe ăsta. Așa, sincer n-am mai jucat de foarte mult Skywars și simțeam nevoia de un mic Skywars. O să pun eu toate prostiile astea aici, pentru că nu ne trebuie. Deja am umplut inventarul foarte awesome. Ok. Băi, 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 ușor, ușor, te rog, nu, da tare că mă doare și nici încet că nu am răbdare. Ok, nu sunt manelist. Ascult manele, dar nu sunt manelist. Da? Deci să n-au comentarii. Fiecare ascultă ce-i place și, mă rog. Ok, o să dezbatem acest subiect în alt episod. În primul rând, am un chef foarte nebun de filmat și, după cum vedeți, chiar și filmez. Adică sunt live aici lângă voi, frumos, elegant, cât de cât. Și mă bucur, chiar mai să aveam foarte mult chef de filmat și chiar de-abia așteptam să mai pun un episod pentru că nu am mai pus de foarte mult timp. Și cred că și vouă era dor așa să filmez, plus că am primit o grămadă de comentarii și o grămadă de mesaje că de ce m-am lăsat. Nu m-am lăsat. Nu, pur și simplu nu am avut chef să filmez. Și îmi pare rău pentru asta. Dar de azi înainte nu am un timp stabil, adică nu știu ce o să mai fac, dacă o să am timp să filmez ceva sau dacă nu. Nu am, să zic așa, da, bă, uite, o să pun în fiecare zi un episod la ora 6. Nu. O să pun un episod când am timp. Uite-l pe acolo. Așa, hai să-l batem și pe căciosul ăsta mic. Are arc. Fuck my life. Care erau șansele să pic acolo? Ok. Hai să-l batem că e prea low ăsta. Nu mai n-are ce să facă băiatul. Asta a fost primul match din episodul pe care nu l-am mai pus de ceva timp. L-am câștigat. Ura, lăsați un like pentru asta. Bun. Deci, mulțumesc pentru cei 100 de abonați. Eu mă simt foarte bine, sincer. Sunt bucuros. Și sper să ne facem cât mai mulți. Sper să ne facem cât mai mulți. Hai repede în arena asta, că s-a golit o arenă. Perfect. Legat de flaca aia de bază, știți că v-am zis eu că cumpărasem de la PC Garage o flacă de bază Gigabyte.
destul de decentă, la prețul de 350 de lei. Au primit-o cu pinii îndoiți de la socketul de la procesor. Asta spun acum pentru cei care nu știu povestea. Am primit-o cu pinii îndoiți de la socketul de la procesor. I-am contactat imediat după ce am deschis cutia. Îmi pare rău că pe filmarea pe care am pus-o cu unboxing-ul, n-am deschis capacelul ăla de la de la placă. Deci regret foarte mult chestia asta, pentru că putea să fie o dovadă perfectă și n-avea ce să mai spună dacă eu în față le-am arătat, adică dacă în față eu deschideam cutia și ziceam: "Da, bă, uite, mi-ai dat ceva greșit." Bă, ce să zboară pe aici. Ok. Și nici mai e un chest pe aici, sigur. Uite-l aici. Așa, bun. Și nu avea ce să mai fac, atâta distracție, să zic așa, pentru ăștia de la PC Garage, să umblu peste tot ca să-mi recuperez placa sau măcar banii. Bine, banii sau măcar placa, vreau să zic. Dar ideea următoarea, că tot nu m-am înțeles cu ei, nu știu dacă știți, am fost și la ei la București, la sediu. Și wow. Prinde-te. Nu, n-a mers. Și tot n-au vrut să recunoască că, mă rog, mi-au îndesat-o pe gât, cum ar veni. Voi vedeți? Nu cred că o să am atâtea blocuri să ajung sus. Dar, în fine. Până la urmă, mi-am contactat pe cei de la Gigabyte, le-am spus care este... Ok. Care a fost problema, ei m-au înțeles măcar și mi-au spus că... Close. De ce? Hub. Așa, intrăm din nou pe Skyward, nu știu ce s-a întâmplat. Ok. Și ei i-au contactat pe cei de la Gigabyte România, la rândul lor ei m-au contactat pe mine și mi-au luat placa în vizor, cum ar veni, adică cred că se află la ei în momentul de față, și a spus că mi-o va repara gratis, dacă se va putea, dacă nu, mi-o vor trimite exact așa cum este, nu mă va plăti, nu mă va costa nimic, doar că după ce va fi reparată nu voi mai avea garanție la ea. Și pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu mai conta garanția deja, dacă, că eu oricum o să mai deschid capac, adică o să-l deschid, bineînțeles, după ce o primesc și o să și filmez din nou. Cred că o să fac chiar unboxing-ul, dar la placa după ce am reparat-o. Așa. Și atunci sper să nu mai am probleme cum am avut cu aia. Ok, sper să fie tot în regulă. Și... Sunt 3 chesturi? Aba nu, am crezut că sunt 3 chesturi. Bun, deci cu placa de bază v-am zis, sper că o să mă rezolve cei de la Gigabyte. Ok, nu știu de ce mă oprisem așa pur și simplu și nu mai realizam că nu trebuie să iau toate alea din chest, mă rog. Și după aceea o să îmi cumpăr și celelalte chestii pe care bineînțeles o să le achiziționez și nu o să le mai achiziționez de pe PC Garage. O să le achiziționez de pe cel.ro. Cineva mi-a spus că este cea mai ok firmă, cel.ro. Ți le dă toate bune, nu iei plasă de la ei. Mă rog, nu-și bate joc de cumpărători. Și sper să fie în regulă, sper să nu m-o fi mințit. Eu v-am zis, după cel.ro o să cumpăr celelalte chestii pentru viitorul calculator. Și sper să meargă brici, pentru că eu deja m-am săturat de laptop. Adică, după cum vedeți și voi, cât de greu se mișcă la cerințe minime pentru... Bă, ești prost la cap, cât de câte ori să a venit ăla. Dar ce-i cu noua comandă, că nu m-am prins. În fine, avem o nouă comandă acolo. Bun, deci legat de Gigabyte... să vă spun ce am pățit. Acum... Acum două zile, m-am decis să adaug 25 de lei pe Paysafe să cumpăr un Paysafe de 25 de lei pentru a-mi activa contul de Steam. Am băgat banii pe contul de Steam
Mi-am activat contul de schimb, acum pot să adaug la prieteni, pot să fac trade-uri, pot să fac toate prostiile astea, pot să pun la pariuri. Și am zis hai să cumpăr două cutii de CSGO, două chei, pardon, că aveam cutii, două chei, una de Chroma 2 și una de Falcion, sau ceva de genul, Falcion, nu știu cum se citește, în fine. Am deschis-o prima pe cea de Falcion, mi-a dat un UMP, nu știu, Grand Prix sau ceva de genul. Oricum e 0.20 de cenți, nu contează. Și la al doilea, sincer, nu vreau să deschid. Adică vreau să păstrez cutia cât timp era până când mă lăsa să o fac trade cu ea, adică să o vând pe piață și după să cumpăr alta. Adică dacă o cumpăram de pe direct din joc, din CSGO, cheile, dacă le cumpăram direct din CSGO, costa 2,20€. Iar dacă le cumpăram de pe Steam, costau 2,50€, 2,60€. Și așa făceam și profit cu ele. Adică mă gândeam, zic, băi, să păstrez măcar o cutie, ok, și o să o vând eu pe parcurs când o să, după ce trece timpul acela. Mă rog. Și ok, să-l bat pe ăsta. Oh, nu trebuia să mă bat pe el. Nu trebuia să mă bag pe el. Ok, în fine. Și am zis, hai totul să deschid și a doua cutie. Ghice și mi-a dat la a doua cutie. La Chroma 2, adică. Un AVP StatTrak Hyper Beast testat de 68 de euro, virulă ceva. 70 de euro. O să filmez zilele care urmează un match de CSGO competitiv. Și o să vă arăt atunci Hyper Beast-ul. Sau nu știu dacă aș putea să-l bag acum în videoclip să-l vedeți și voi. Aș putea să încerc totuși. Ok. Aș putea să încerc și o să încerc, cred, după meciul acesta. Filmăm de 12 minute, dar nu cred că o să închid episodul foarte devreme, pentru că n-am mai postat de 3 săptămâni și am primit comentarii de genul haide mai postează King. Bun. Hyper Beast-ul Vines o să vi-l arăt în episodul următor din CSGO competitiv, cred, sau cum am zis mai devreme, o să încerc să văd dacă pot să fac switch pe OBS, să-mi arate Steam-ul, adică din Minecraft să trec pe Steam. Și sunt foarte fericit pentru chestia asta, chiar mă bucur, am avut un noroc chior, să zic așa, adică știți și voi, Max și altele se chinuie de o grămadă de timp să deschidă cutii, să-i dea și lui ceva roșu. Și eu pur și simplu a fost o prostie, am cumpărat doar ca să-mi activez Steam-ul și nu aveam ce face cu cei 5 euro. N-aveam ce să cumpăr de ei, prima dată am să păstrez și mai luam jocuri. Dar după m-am gândit, zic, hai totuși să-l... Ok, noi nu trebuie să-l vedem pe ăsta că vine. O să-l aștept aici frumos. Așa. Și Vines, hai să-l aștept să îi păstrez pe ea să-mi iau, mai pun și mai iau un joc ceva. Nu, 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 nu-i bine să dai în mine, nu-i bine să dai în mine, dar a dat în mine și asta e. Și până la urmă, hai să cumpăr două chei pentru acele două cutii. Și acum o să încerc să fac switch-ul între cele două programe, să vă arăt acum Hyper Beast-ul. Și mai aveam câte ceva să vă spun, dar pur și simplu nu mi-l amintesc acum, că știți cum e. Înainte de filmare, bine, nu știu dacă știți voi, dar am văzut și eu cum e. Înainte de filmare toată lumea e fericită, deja îmi pregătesc tot ce trebuie să zic și când colo zic, dar de ce nu mai zic alea, cum de alea am uitat, în fine. Acum o să adaug aici frumos captură fereastră, ok, Steam, întreaga fereastră, cred că e în regulă, bun. Și acum cred că vedeți și voi aici, am cumpărat două cutii aici sus, vedeți, 0.60 de euro mai am pe Steam, cumpărat două cutii de 2,20€, mai mi-a rămas 0.60. Dar astea puțin poziționează, se potrivește pentru ecran, ok, e în regulă.
Acum? Bun, în fine, nu mai contează. Ideea e că, hai să vă arăt la inventar. Aici, Counter-Strike Global Offensive. Vedeți? Dacă se vede pe filmare. Ok, în regulă. StatTrak HVP Hyper Beast. Câștigat dintr-un Chroma 2. O aveam pe aici o cutie, mă rog. Asta este. 67 de euro, 70 de euro aproximativ. Și deja m-am gândit ce să fac cu ei, normal o să-mi cumpăr GTA 5. Dar aștept până pe 15 martie, o să-l vând și o să-mi cumpăr GTA 5. Prima dată m-am gândit să-l bag la pariuri, dar nu vreau să regret. Și în plus că dacă vreau să-mi iau alte jocuri după, pot să adaug eu bani după ce-mi strâng, după ce-mi iau calculatorul. Dar ok, se vede ce e, 70 de euro. Și ăsta l-am câștigat dintr-o cutie de Chroma 2. Parcă Chroma 2. Sau, ba nu, colecție Falcon, văd aici. Înseamnă că la Chroma 2 mi-a dat UMP-ul ăsta, Grand Prix-ul, care mai este testat. Da, aici e, colecție Chroma 2, 0,24 de euro și ăsta de la Falcon cu 70 de euro. Și restul skin-urilor le am de la un băiat Iancu, care îi mulțumesc foarte mult. M-a sponsorizat un pic cu niște skin-uri de CSGO pentru că nu aveam și nici nu băgasem bani în CSGO, mă rog. Și cam ăsta este starter cu AVP Hyper Beast-ul care v-am spus despre el. Ăsta l-am câștigat a doua oară când am deschis cutia. Sunt primele cutii din viața mea pe care le deschid. Îmi pare rău că n-am filmat ca să vedeți reacția mea. Am rămas wow, pur și simplu. Mă oprisem, nu mai respiram și nu înțelegeam cum să-mi pice mie StatTrak AVP Hyper Beast. Dacă era nouă, era în jur de 150 de euro, 200 de euro. Dar eu mă bucur și că e testată, pentru că totuși am 70 de euro pe profit. Am dat 5, am luat 70. Deci e wow, norocul începătorului, cum s-ar zice. Bun, deci cam ăsta este StatTrak cu AVP Hyper Beast. Pentru cei care nu știu profilul, este King Possible aici, csgofp.com. Nu întrebați de ce e chestia asta, pentru că am vrut să adică m-am băgat la niște pariuri și n-am mers să le fac, pentru că nu aveam Steam-ul activat și trebuie să aștept o lună ca să pot să folosesc workshop-ul, ăsta, piața. Aici, piața, asta. Pentru jocuri, cei care nu știu jocurile, am un Euro Truck Simulator 2 și Counter-Strike Global Offensive. Și jocurile astea alte, îmi rămăsese mie 2 euro sau 3 euro, ceva de genul, și am luat 10 CDK-uri. Și am deschis, le-am pus acolo, aici, la aici undeva. Activează un cod pentru portofoliul Steam. Mă rog, ceva de genul. Ba nu. Activează un produs Steam aici. Un produs pe Steam. Și înainte sunt de acord, aici adăugam cod de activare, mă rog. Și mi-a dat jocurile astea. Sunt panarame, nu cine știe ce jocuri. Mie unul nu-mi plac. Păcat că nu pot să le vând, pentru că într-adevăr, am dat 3 euro și am făcut în jur de 50 de euro. Adică toate jocurile astea, dacă le calculați, fac în jur de 50 de euro. V-am zis, păcat că nu pot să le vând. Dar asta este. Bun. După atâta timp, sper să lăsați un like la episodul ăsta. O să postez când am timp la ora 6. Rămâne setată ora 6. Cam atât a fost cu primul episod după marea revenire. Bine, că a mai fost revenire. Mă rog, nu contează asta. Eu am fost King și... ca de obicei, noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa!